Bine ați Bună de venit! Dimineața. Bună dimineața din nou! Bine, v-am regăsit! Bună dimineața, domnilor și domnilor! Astăzi povestim despre o aplicație pentru copii, dar și pentru profesori și poate fi și pentru părinți, așa este? Da. <laughs> Cum funcționează? Uh, aplicația este una deocamdată pentru tablete, dar uh, ne gândim să o dezvoltăm și pe aplicații pe telefoane mobile, uh, în care copiii pot învăța să scrie. E uh, Inscritos se numește. Momentan sunteți în faza de. Testare, spuneau și colegii mei, cum faceți aceste teste în școli, mă gândesc, nu? Da, avem o serie de persoane care s-au înscris să folosească aplicația, dar avem și câteva școli partenere unde testăm, luăm feedback de la copii, de la învățători, de la părinți. Și cum, cum li s-a părut copiilor soluția voastră digitală? Copiii sunt foarte atrași, le place să exerseze pe tabletă. Ne bucurăm că sunt mai atenți, învățătorii spun că performanța lor crește pe măsură ce exersează, dar și părinții ne spun că copiilor începe să le placă mai mult scrisul de mână dacă până acum nu prea erau atrași de bastonașe și de exercițiile obișnuite. Anastasia ne și arată acum cum funcționează și te rog, Tudor, să ne explici tu în același timp care sunt pașii pe care îi urmează. Da. Aplicația începe cu elemente grafice elemente grafice care ajung în componența literelor. E ca un joc, nu? Da. Este o aplicație educațională, dar cu funcționalități de joc. Copiii exersează, primesc steluțe, cu acele steluțe pot să își cumpere diferite costume, diferite pălării pentru pinguin. Părinții și profesorii au acces la o serie de statistici care ajută să-și dea seama de progresul copilului, exerciții unde poate e nevoie și de mai mult efort. Cel mai mare avantaj este că ești atenționat de îndată ce ai făcut o greșeală, nu? Este așa, da. Anastasia? Da. Aplicația îți dă feedback instant și te încurajează în momentul în care ai făcut o greșeală. La bază este și un sistem bazat pe inteligență artificială, așa este? Da, da. Noi în momentul acesta colectăm datele pentru a antrena un model în momentul de față, algoritmul se bazează pe o comparație și pe ordinea literelor. Dacă, spre exemplu, faci un în sens opus, vom primi număr foarte mic de steluțe, dar uh, aplicația se bazează, se bazează pe faptul că trebuie să faci corect ca să treci. Ca să și trec acest la algoritm de inteligență artificială este gândit, făcut de voi de la zero sau este și o componentă preluată de undeva? Anastasia? Da, am încercat adeseori să luăm componente preluate, însă nu îndeplinesc scopul pe care noi îl avem, și anume să îndrume copilul într-un mod cât mai uman și atunci îl dezvoltăm noi de la zero. Soluția se numește Manuscrito. Momentan, cei care ne urmăresc se pot înscrie la lansarea beta. Asta înseamnă că la un moment dat o pot testa și ei gratuit, nu îi costă nimic, dar în curând va fi disponibilă. Aplicația și pe Google Play și pe App Store. Da. Uh, nu? Povestește-mi, te rog, despre toată partea aceasta de marketing în care ați fost uh, implicați cumva. Ați fost nevoiți să vă descurcați singuri, voi sunteți studenți, de la o idee la un proiect care în curând va fi la îndemâna tuturor. Care au fost pașii pe care i-ați uh, urmat? Fondurile? Da. Cum le-ați obținut? Pe noi ne-au ajutat concursurile la care am participat: Innovation Labs, Innovators for Children, Fix Cluj Napoca. Am avut ocazia să obținem atât fonduri, cât și expunere la nivel național și internațional la alte concursuri. Și văd că aplicația este disponibilă în limba română pentru publicul din România, dar vă gândiți să ajungeți și pe alte piețe? Cu siguranță, da. da. Internaționalizarea este următorul pas. Iar acum, aplicația voastră este testată în școli, spuneam. Spuneam, te rog, care au fost și impresiile profesorilor? Pentru că ei sunt obișnuiți cu niște mijloace mai clasice de uh, predare. Văd utilitatea acestei aplicații sau ați avut și uh, păreri mai puțin uh, bune? Uh -huh. uh, până acum, profesorii din Cluj au fost încântați, au fost foarte încântați. Poate ne-au privit cu un pic o reticență la început, dar în momentul în care copiii au încercat aplicația și au văzut faptul că erau focusați chiar o un problemă actuală a sistemului, este faptul că copiii nu reușesc să-și țină atenția mai mult de câteva minute, unii care reușesc, dar nu reușesc o oră întreagă. Și cu ajutorul aplicației, aceștia chiar erau atenți, Stăteau, făceau sesiuni de învățare continuă de până la 30 de minute. De-abia uh, apoi mai având nevoie de o pauză Și doar... foarte rapid te rog să ne mai faci o scurtă demonstrație Acum înainte da, să... acum am, am trecut prin câțiva pași în care ne arăta într video și avem doar Un, un, uh, un, un template Pe care noi Îți trebuie să scriem mulțumesc foarte mult, Anastasia Manuscrito se numește aplicația Urmărim și noi parcursul acestei soluții digitale Care iată, ar putea ajuta mulți colegi Mulți profesori uh, Și copii Mulțumesc